Bună! Acum câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, am postat aici, pe canalul meu de YouTube, un videoclip prin care vă spuneam, vă anunțam că sunt însărcinată și cum am reușit după 10 ani de infertilitate, de luptă cu infertilitatea. Am primit foarte multe comentarii de la voi și vă mulțumesc din suflet, pur și simplu m-ați copleșit cu gândurile voastre frumoase și chiar m-au emoționat foarte, foarte tare. Și foarte multe dintre voi ați împărtășit cu mine din experiențele voastre și vă mulțumesc din suflet. Însă am primit și în privat mai multe întrebări legate de acest subiect, cât și la comentariile acelui videoclip, dar unele dintre voi mi-ați trimis chiar și rezultatele analizelor voastre sau ecografii pe care eu să le interpretez. Nu aș vrea să se înțeleagă greșit, însă eu nu sunt deloc în măsură să interpretez analize medicale sau ecografii sau mai știu și eu ce. Asta pentru că eu vin aici, în fața voastră, și vă împărtășesc din experiența prin care am trecut eu, din informațiile pe care le-am acumulat până acum și din, să zicem, experiența câtorva fete, puține, cei drept, cu care eu am discutat pe tema aceasta. Simt nevoia să fac așa o miniserie, chiar mini, pentru că nu aș vrea să aprofundez acest subiect. Este unul foarte complex în care nu, și dacă aș vrea, nu am cum să intru, nu am nici timp și nici nu dețin toate informațiile pe care mi-ar plăcea să le dețin. Voi împărți acest videoclip în două, pentru că sunt niște informații oarecum separate. Și mai mult decât atât, aș vrea să le structurez puțin și n-aș vrea să iasă un clip extrem, extrem de lung. Așa că în acest videoclip voi vorbi despre costuri, analize, medicamente și de unde am avut bani, pentru că am primit niște comentarii puțin ciudate, le-aș putea numi, și le vom dezbate imediat, chiar primele aș E vrea în să le partea a iau. doua a Acestui videoclip, pe care îl voi posta în, nu știu, săptămâna următoare, săptămânile următoare, aș vrea să vă povestesc despre experiența mea, pentru că am primit întrebări, cum a fost la embriotransfer, perioada de așteptare de la embriotransfer până la testul de sarcină, simptomele după embriotransfer, atât într-un embriotransfer pozitiv cu sarcină, cât și într-un embriotransfer cu beta negativ. Și aș vrea să vă mai vorbesc despre simptomele mai puțin cunoscute sau, hai să zicem, mai puțin plăcute cu care eu m-am confruntat în trimestrul 1 și 2. Și aici nu vorbesc de banalele stări de greață, care oricum sunt foarte nasoale și îți dau viața peste cap. Așa că să începem. Prima dată aș vrea să vorbesc despre acele două comentarii care mi-au fost lăsate și am să încerc să le afișez undeva pe Da. ecran. Nu aș vrea să fiu nici răutăcioasă, sunt sigură, absolut sigură că acele fete care au lăsat aceste comentarii n-au avut nicio intenție rea, nu vreau să se înțeleagă greșit. Hai să vă las comentariul aici, să vedeți despre ce este vorba și apoi să răspund acestei doamne sau domnișoare la acest comentariu. Mulțumește-i Mulțumește-i lui Dumnezeu, ești foarte norocoasă că ai avut acești bani. Doamnă dragă sau domnișoară, ce înseamnă pentru dumneavoastră noroc? Pentru mine noroc înseamnă să câștig la loto, pentru mine noroc înseamnă să primesc o moștenire, nu am de unde, să vină cineva la ușa mea să bată și să-mi întindă 20.000 de euro, așa pur și simplu că m-a văzut pe stradă și i-au plăcut ochii mei. Pentru mine noroc înseamnă să mă duc la, nu știu, Carrefour și să fiu al un milionulea client și să câștig nu știu ce. Asta înseamnă noroc. Eu niciodată nu am avut parte de acest noroc. Dacă pentru dumneavoastră faptul că eu am muncit 18 ore pe zi, timp de 7 zile pe săptămână, eu nu am avut vacanțe, eu munceam și în vacanță, eu munceam și sâmbătă, eu munceam și duminica, munceam și la două Era o noaptea. perioadă Era o mai perioadă mai aglomerată și trebuia să dau comenzi la două noaptea, eu dădeam comenzi la două noaptea. Sau răspundeam fetelor care voiau să placeze comenzi sau răspundeam comentariilor și așa mai departe. Dacă pentru dumneavoastră asta înseamnă noroc, atunci cu cel mai mare drag vă invit în echipa mea pentru că, să zic, 80% din acești bani sunt proveniți din Oriflame. Vă invit în echipa mea pentru că și dumneavoastră veți avea parte de acest noroc. Vă garantez. Dacă faceți exact ceea ce am făcut și eu, timp de câțiva ani de zile, veți avea parte de acești bani. Evident că dumneavoastră poate că deja aveți copil sau nu vă doriți sau, mă rog, poate nu este momentul, dar cu siguranță că vreți să faceți altceva cu banii, cu siguranță că fiecare dintre noi are un vis. Deci cam la asta se rezumă norocul pentru mine. Și vis-a-vis de mulțumit, mi-aș mulțumi doar mie și soțului meu pentru că m-a susținut și mie pentru perseverența de care am dat dovadă și am muncit constant, zi de zi, astfel că am reușit să am un succes și să câștig acești bani, Pentru că sunt bani munciți.
Nu sunt bani câștigați, nu sunt bani primiți, nu mi-a dat nimeni, părinții nu ne-au ajutat cu absolut nimic, cu un leu, nu am banii ăștia pur și simplu de la cineva anume. Deci mi-aș mulțumi mie în primul rând și aș mulțumi lui Dumnezeu pentru că mi-a dat acea sclipire și inteligență să văd oportunitatea din spatele unui catalog. Pentru că așa cum v-am spus, în cazul în care probabil că nu mă cunoașteți, de a-ți lăsat acest comentariu, eu sunt director Oriflame, am un business propriu și da, este un business pentru că este o afacere legală, este o firmă deschisă în colaborare cu Oriflame, dar este un business real. Că am mai auzit pe cineva într-un clip spunând că Oriflame nu este o afacere. Oriflame este o afacere dacă știi cum să o faci și dacă treci de un anumit nivel. Și să revenim, i-aș mulțumi lui Dumnezeu că mi-a dat această sclipire să văd oportunitatea din spatele unui catalog și să profit la maxim de această oportunitate. Pentru că am fete în echipa mea care au un potențial enorm, dar enorm, însă nu știu ce să facă cu el. Sunt așa după cum bate vântul. Astăzi, dacă e o campanie bună, lucrează, au succes, mâine nu, se duc în vacanță. Deci cam asta este cu norocul. Nu există noroc. Și noroc, da, aș putea să mă consider norocoasă că într-un final am reușit, pentru că se putea, Doamne ferește, să nu reușesc deloc. Și aici, da, i-aș mulțumi lui Dumnezeu, Universului, dar nu pentru că am avut bani, pentru că banii aceia nu reprezintă un noroc. Banii aceia sunt bani munciți. Sunt bani sacrificați. Numai noi știm ce sacrificii am făcut. Numai noi știm că până în acest moment noi trebuia deja să fim în casa pe care am construit-o, însă nu s-a putut, nu au fost fonduri. Așa că nu prea înțeleg comentariul. Bun, și un alt comentariu. Am să încerc să-l las aici, să-l găsesc, dar dacă nu-l găsesc, una dintre fetele care îmi comentează mie la fiecare videoclip și este o fată super, super, nu o cunosc personal, dar e chiar o fată foarte dragă mie, îmi lasă numai comentarii drăguțe, mi-a scris că este cea mai mare prostie să adopți un copil. În condițiile în care eu, în clipul respectiv, spre final, am vorbit și despre adopție și despre faptul că noi am făcut acele cursuri și am obținut atestatul de părinți adoptori. Ei bine, nu. Cea mai mare prostie este să fim atât de limitați. Scuză-mă, te rog frumos, dacă te uiți la acest videoclip, scuză-mă că-ți spun. Sunt niște copii care nu au nici o vină. Sunt niște copii care au venit pe lumea asta, neîntrebați dacă vor să vină sau nu. Sunt niște copii care sunt făcuți din niște greșeli, probabil. Că dacă erau niște copii doriți, cu siguranță nu se aflau la casa de copii. Sunt niște copii ai nimănui. Ți se rupe sufletul dacă îi vezi. Și sunt niște copii cu un potențial atât de mare și niște copii atât de frumoși, care merită o șansă în viață. Este ca și cum vin eu, care nu-mi doresc să am copil, și îți spun ție, e cea mai mare prostie să faci un copil. Vă rog din suflet, nu mai spuneți lucrurile astea, mai ales oamenilor care deja au făcut demersuri în acest sens. Este clar că ei asta își doresc, este clar că ei asta vor. Nu veniți voi și le spuneți că este o mare prostie doar pentru că așa gândiți voi. Încercați să nu mai fiți așa de limitați, sincer. Încercați să vă gândiți că nu toată lumea este ca voi. Nu toată lumea gândește ca voi. Sunt oameni care își doresc copii indiferent de modul în care îi obțin pe cale naturală, copii biologici, copii adoptați. Deci, pentru ei viața fără copil nu există, cum de altfel este și pentru noi. Și ne-am gândit și la adopție ca pe o variantă de ultimă instanță. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat pe această cale cu copilul nostru biologic, atunci cu atât mai bine. Însă am luat în calcul și această posibilitate în cazul în care chiar nu se putea. Da, cam asta despre cele două comentarii. Am vrut să clarific puțin și de unde am avut bani și sper că am clarificat. Da, 80% din banii pe care i-am folosit pentru aceste proceduri nu sunt proveniți din credite, nu am făcut credite, nu ne-au împrumutat, nu mi-au dat părinții, nu ne-au dat socrii, nu am câștigat la loto. Nu am vândut nimic, n-am avut terenuri, case să le vindem, ci pur și simplu sunt bani munciți. Dar munciți la greu. Am avut momente în care dacă nu venea soțul meu acasă să-mi îngălzească mâncarea, eu nu mâncam pentru că nu aveam timp. Ok, am lămurit aceste aspecte. Eu mi-am notat aici, să știți, destul de multe chestii pe care vreau să vi le aduc în atenție. Și aș vrea să vorbim puțin despre costuri. Am aici și fișa cu analizele pe care a trebuit să le fac pentru prima dată. Am mai multe informații pe care aș vrea să vi le ofer. Și să știți că la fiecare punct în parte am să vă dau un mic tips and tricks. Da? Un sfat, să zicem, nu neapărat un truc.
că nu este un truc. Costurile unui FIV diferă de la clinică la clinică, de la medic la medic. În primul rând, ce v-aș sfătui în alegerea medicului? Eu niciodată nu aș merge la un medic care nu îmi dă numărul de telefon al lui personal. Niciodată. Un sfat pe care vi l-aș da ar fi să vă alegeți foarte bine, cu foarte mare atenție, medicul la care mergeți. Este foarte important să rezonați cu acel medic, neapărat specialist pe partea de infertilitate. Eu aici vorbesc despre mai mult despre partea de fertilizare in vitro, dar este valabil și pentru acelea dintre voi care, nu știu, poate fac niște proceduri mult mai ușoare, cum ar fi niște stimulări ușoare sau inseminare artificială, de ce nu. Alegeți-vă cu foarte mare atenție medicul și spun asta pentru că, uite, spre exemplu, sunt două doctorițe foarte renumite în București, nu le voi da numele, care nu își dau numărul de telefon. În momentul în care cereți numărul de telefon, ele vi-l vor da pe al asistentelor personale. Nu mi se pare normal, pe parcursul unei astfel de proceduri, mai ales la fertilizare in vitro, pot apărea fel de fel de simptome neplăcute, simptome care poate vă vor face să mergeți la camera de gardă la urgențe, pot apărea fel de fel de complicații, de situații, de nu există să nu ai numărul de telefon al medicului. Nu există, pentru că tu plătești niște bani foarte mulți. Foarte mulți. Vorbim de, nu știu, zeci de mii de lei, sute de milioane, mii de euro. Cum să nu-ți dea numărul de telefon? Este inacceptabil așa ceva. Deci foarte mare atenție. Un alt aspect important, să presupunem că ați făcut deja o procedură și s-a concretizat într-un fail total, adică nu ați reușit, nu știu, fie că ați pierdut sarcina, fie că a fost beta negativ și nu s-a prins embrionul, orice altceva, ați trecut printr-o fertilizare in vitro, ați trecut printr-un embriotransfer care a eșuat. Nu vă duceți, medicii au întotdeauna tendința să zică următoarea menstruație, începem din nou procedura. Nu există așa ceva. Este ca și cum ai repeta aceeași greșeală. Cum să începi o nouă procedură fără să mai faci o investigație în plus, fără să-ți ajusteze puțin tratamentul, fără să faci ceva în plus. Nu există. Nu există să începi o nouă procedură fără să ajustezi puțin. Cum? Păi eu ce fac? Repet aceeași greșeală? S-a întâmplat ceva prima dată. Prima dată este clar că s-a întâmplat ceva de nu a funcționat. Atunci trebuie a doua oară, trebuie ca a doua oară să vezi ce poți face în plus ca să funcționeze. Ori la tratament, ori la analize, ori trebuie să existe ceva. Legat de costuri, din ce m-am documentat și eu în 2019, la sfârșit, când m-am dus pentru, la sfârșitul anului, când m-am dus pentru prima consultație la medicul cu care am făcut cele două fertilizări in vitro în România, costul unui control era de 500 de lei. Acum am văzut că oscilează undeva la 500-700 de lei. Prima consultație. În ce constă prima consultație? Practic vă duceți cu dosarul vostru pe care îl aveți până la acel moment. Cu siguranță că dacă ajungeți până la acel punct aveți niște probleme, ați făcut oarecum niște analize, ați pierdut niște sarcini sau ceva s-a întâmplat dacă ajungeți la un medic specialist pe infertilitate. Și mergeți cu dosarul. Vi se va face un consult de rutină și medicul vă va da o listă de analize. Și aici am lista, am îndoit colțurile ca să nu se vadă clinica și numele medicului și am să vă pun așa, dacă vreți să faceți un screenshot, să vedeți cam ce analize am făcut eu pentru prima dată. Acestea au fost niște analize sumare, bineînțeles că am mai repetat, am făcut mai multe analize după. Atenție mare, unii medici nu recomandă din prima profilul de trombofilie și toxoplasma. Toxoplasma este o boală care se ia în special de la pisici, din câte știu eu, sau din alimente nespălate corespunzător, alimente neprocesate, cum ar fi lapte nepasteurizat, brânză, ouă crude, maioneză și așa mai departe. Dar știu că această boală se face în special de la pisici. Deci dacă știți că aveți pisici și medicul nu v-a recomandat, o faceți din propria voastră inițiativă. Sunt niște anticorpi care se fac pentru această boală, pentru că vă spun din experiența unei cunoștințe care la fel a făcut fertilizare in vitro la un medic, cred că la Ispășoiu, dacă nu mă înșel. Și nu i-a dat să facă această analiză și prima ei sarcină, de fapt primul ei embriotransfer, s-a concretizat într-o sarcină, iar la 10 săptămâni a pierdut sarcina din cauza acestei boli.
Pentru că medicul nu i-a dat să facă analiza la început, deci este foarte, foarte important să faceți aceste analize. Profilul de trombofilie, atenție, repet, mulți medici nu dau să faci aceste analize și toxoplasma. Dar este foarte, foarte important, insistați să vi se dea pentru că riscați să pierdeți sarcina în cazul fericit în care embriotransferul e ok, decurge totul bine și sarcina se prinde. La aceste analize pe care vi le-am arătat, nu am cum să vă spun prețurile, diferă de la clinică la clinică, așa cum vă spuneam și în clipul precedent, bine ar fi să vă faceți un abonament la o rețea privată de sănătate, pentru că sunt costuri foarte mari la analize în general și atunci măcar o parte dintre aceste costuri le acoperiți cu acel abonament. Vi se va recomanda cu siguranță o histeroscopie și o histerosonografie. Eu la clinica unde am fost în anul 2019 le-am făcut, la sfârșitul anului, am dat în jur de 5.000 de lei pe aceste două analize, foarte scump, și ulterior am înțeles că se făceau și la spital cu o trimitere de la medicul de familie. Deci le puteți face gratuit la spital, nu dați banii la clinici private, pentru că nu are sens, sunt două analize care costă foarte, foarte mult. Nu știu sincer dacă histerosonografia se face, dar histeroscopia cu siguranță da. Și asta e cea mai scumpă. Așa că este păcat să dați banii la privat când le puteți face la un spital de stat. Histeroscopia se face cu analgosedare generală. Histerosonografia mie mi-a făcut-o fără anestezie. A fost foarte dureroasă a doua oară. Prima oară când vă spuneam că am făcut-o era ok pentru că trompele erau permeabile. A doua oară în 2019 nu a mai fost la fel de ok și m-a durut foarte, foarte tare. Încă eu eram bine, dar ieșeau fete de acolo țipând, plângând. M-am speriat, deci lucrul acesta m-a speriat foarte tare. Deci dacă puteți face cu anestezie, să o faceți cu anestezie. Costurile, vi le-am spus și data trecută, practic costurile unei fertilizări in vitro presupun analizele pe care vi le dă medicul să le faceți și sincer acum cu cât este un set mai larg de analize cu atât mai bine, pentru că practic excludeți din ce în ce mai multe cauze ale infertilității încă de la început și acestea diferă de la clinică la clinică, iar dacă sunteți mai smart decât mine, eu nu am fost așa de deșteaptă la început și nu mi-am făcut acel abonament de care vă spuneam, însă am făcut acum și m-am scutit de foarte, dar foarte, foarte mulți bani, deci credeți-mă că aveam seturi de analize care costau 2000 de lei, acum în sarcină vorbesc, 2000 de lei și eu nu plăteam nimic sau plăteam poate 100 de lei, ceva de genul ăsta. Deci neapărat să vă faceți abonament. Practic clinica vă ia bani doar pentru puncție și pentru embriotransfer. Embriotransferul, sincer, este cea mai ușoară parte a acestei proceduri. Însă la clinica unde am fost eu luau câte 7500 de lei pentru fiecare procedură, adică în jur de 1500 de euro. Puncția 1500 de euro, embriotransferul. Și restul însemnau analize, tratament și așa mai departe. Vis-a-vis de tratament, pentru că vă spuneam în clipul precedent că vi se vor da niște medicamente în partea de stimulare ovariană care sunt foarte greu de găsit. Dacă nu locuiți într-un oraș mare, chiar și în Ploiești, care este un oraș mare, se găsesc foarte greu aceste medicamente. Încercați să, nu știu, vă dați bine pe lângă o farmacistă, dar atenție, numai de la lanțurile mari de farmacii. Sensiblu, Dr. Max și cred, nu știu sigur, și Catena. Deci cam astea sunt care au aceste medicamente și să vă dea comandă din timp de acele penuri. Este vorba de Gonal sau de Pergoveris, cam astea se dau. Restul medicamentelor se procură foarte greu. Eu când am făcut procedura, a treia procedură în Cehia, să știți că m-am confruntat cu niște probleme. Pastiluțele de estrogen nu se mai găseau în România deloc. La un moment dat făcea o singură farmacie din București care avea și laborator, făceau ei acolo medicamente, dar erau foarte, foarte scumpe, adică, nu știu, ceva de genul 10 pastiluțe, 30 de lei, în condițiile în care eu trebuia să iau 9 pe zi. Deci faceți un calcul, m-ar fi dus la, nu știu, 1000 de lei, numai aceste pastiluțe. Norocul meu a fost că eu mi le-am procurat din Cehia. Le-am avut din Cehia și mi le-am adus de acolo, mi-am adus foarte multe medicamente, cât mi-ar fi trebuit mie pentru procedura de atunci și procedura de acum. Aceste pastiluțe de estrogeni se găsesc acum, ele se numesc Cicloproginova și vi se vor da în partea de stimulare ovariană.
Sigur, vi se dau aceste pastiluțe și în partea de pregătire a endometrului pentru embriotransfer. De ăștia vă spuneam eu, de estrogenii ăștia vă spuneam că sunt foarte, foarte, dar foarte periculoși și cancerigeni. Mai există un medicament care se găsește foarte greu, este vorba de Prolutex și este progesteron injectabil. Nu se găsește deloc la noi în țară. Sunt aduse, mă rog, sunt niște grupuri pe Telegram unde se fac vânzări de medicamente, dar eu am intrat la un moment dat acolo, dar nu mai știu să vă dau grupul pentru că nu mai fac parte din acel grup. Însă eu mi-am procurat progesteronul de la un domn care aduce, cred că aduce pentru jumătate de țară, dacă nu și mai mult. Și dacă vreți și aveți nevoie, îmi scrieți în privat. Progesteronul costă în jur de 300 de lei pentru o săptămână, da, de 7 fiole. Dacă trebuie să faceți 2 fiole pe zi, atunci 300 de lei pentru o jumătate de săptămână, deci în jur de 600 de lei pentru o săptămână. Eu a trebuit să fac o singură fiolă pe zi. Și este un hormon extrem de important în sarcină, după embriotransfer. Încă un lucru important, sunt foarte mulți medici care nu vă recomandă analiza de progesteron după embriotransfer sau în ziua embriotransferului. Este obligatoriu să faceți analiza de progesteron în ziua embriotransferului. Dacă progesteronul vostru este sub valoarea de 15 ng, atenție, ng, nu nmol, ca și valoare, ca și unitate de măsură, scuze. Teoretic, embriotransferul nu ar trebui să aibă loc, pentru că acel embrion nu se va prinde. După embriotransfer, la 5 zile, trebuie să faceți analiza de progesteron. Dacă progesteronul scade, atunci trebuie să-l suplimentați. Este foarte, foarte important și nu înțeleg de ce unii medici nu dau. Bine, cei mai mulți medici dau această analiză, dar sunt medici care nu recomandă și nu înțeleg de ce. Pentru că puteți pierde sarcina. E practic, acest hormon este mâncarea, hrana bebelușului în primele sale săptămâni de viață, progesteronul. Și este foarte important să aveți suficient progesteron. Eu am avut deficit de progesteron, pur și simplu nu asimilam, adică luam niște doze foarte mari, atât oral, intravaginal, cât și injectabil și nu asimilam. Deci la mine, în această sarcină acum, progesteronul nu a crescut mai mult de 20. Dar era ok. Ideea era să nu scadă sub 15. Încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez aici, chiar mă gândeam la el zilele trecute. Am tot citit pe un anumit grup de foarte multe fete care iau suplimente alimentare pentru a-și îmbunătăți calitatea ovocitelor. Calitatea ovocitelor nu aveți cum să o modificați. Cu acea calitate v-ați născut. V-ați născut cu un număr fix de ovocite care scade pe măsură ce noi înaintăm în vârstă. Deci, timpul este cel mai mare dușman al femeilor din punct de vedere al fertilității și cu o calitate. Acea calitate voi nu aveți cum să o modificați, din păcate. Și în niciun caz nu aveți cum să o modificați într-o jumătate de an înainte de o procedură de FIV, să ne înțelegem. Și nici măcar stilul de viață. Ideea este că dacă voi aveți un stil de viață sănătos toată viața, atunci este ok, este foarte ok. Dar dacă voi adoptați toată viața, ați băut, ați fumat, v-ați destrăbălat, ați mâncat numai prostii, Mac și KFC și așa mai departe și veniți acum cu 3, 5, 6 luni înainte de o astfel de procedură să țineți voi o cură de detoxifiere sau mai știu și eu ce, nu funcționează. Deci nu vă îmbătați cu apă rece că nu funcționează. Singura calitate care poate fi modificată este la bărbați, calitatea materialului lor genetic, adică calitatea spermei, într-un cuvânt, da, aceea poate fi modificată într-adevăr, dar aici aș vrea să fac o paranteză și să vă spun așa un mic story time vis-a-vis de această calitate. Nu știu câtă nevoie este, pentru că dacă apelați la o procedură de fertilizare in vitro, nu aveți nevoie. Și să vă spun și de ce. Îmi povestea coordonatoarea mea că au avut un cuplu, deci coordonatoarea din Cehia, să ne înțelegem, au avut un cuplu unde problema era domnul. Deci avea calitatea spermei foarte, foarte slabă. Și din milioane de spermatozoizi cât sunt în acei câțiva mililitri, au reușit, embriologul a reușit să recolteze 3 spermatozoizi. Atât, 3. Cu aia 3 s-au fertilizat 3 embrioni care au ajuns la maturitate în ziua 5, la nivel de blastocist.
Și femeia respectivă a rămas însărcinată încă de la primul embriotransfer, iar acum are, nu știu, o fetiță, băiețel, are un bebeluș ca idee. Deci ca să vedeți ce înseamnă și calitatea asta și ce înseamnă, da, nu știu, probabil norocul, dacă tot vorbeam de noroc mai devreme. Bun. Deci calitatea materialului genetic la bărbați poate fi îmbunătățită prin suplimente alimentare. Sunt niște medicamente, nu știu. Sigur că la noi nu a fost vorba de așa ceva. Trecem mai departe și aș vrea să vă spun că dacă vă numărați printre acele femei care au avut mai multe pierderi de sarcină, respectiv avorturi, ei bine, vreau să vă spun că sunteți printre cele mai norocoase dintre nenorocoase. Și să vă spun și de ce. În primul rând, voi aveți uterul foarte receptiv, ceea ce este un mare, mare plus. Atât uterul cât și endometrul sunt receptive, pentru că sunt femei care nu rămân deloc însărcinate. Și atunci este o problemă la uter sau la endometru, care sunt mult mai grave decât o trombofilie sau decât, nu știu, cum a fost în cazul meu, cu imunitatea. Astea se pot regla din medicamente, trebuie doar să ajungeți să cunoașteți foarte bine cauza și să găsiți un medic specialist care să vă dea un tratament foarte bun. Dar dacă vă numărați printre cele femei care au probleme cu endometrul și cu uterul, atunci e mai grav. Deci sunteți norocoase, să zicem, dacă ați avut nenorocul de a pierde mai multe sarcini. Și vă dau un sfat aici, dacă ați pierdut mai mult de două sarcini, încercați Încercați. să căutați puțin și pe partea de imunitate, de hematologie, să nu cumva să aveți trombofilie, dar încercați pe partea de imunitate, pentru că Neapărat. posibil ca acolo să fie cauza. Eu v-am zis, eu am ajuns la doamna doctor Mihaela Andreescu. Cred că vă puteți programa la dânsa și online, chiar dacă nu sunteți din București. Ideea este că se ajunge destul de greu la dânsa, pentru că sunt foarte multe persoane care se programează și te programează peste 2-3 luni, cam așa, la prima consultație. Și La dânsa un consult costă în jur de 500-600 de lei, iar pe partea de imunitate trebuie să verificați compatibilitatea genetică dintre voi și partener. Compatibilitatea genetică dintre voi și embrion. De exemplu, eu când eram deja însărcinată, mi s-a dat să fac testul KIR, compatibilitatea genetică între mine și embrion. Da? Pentru că posibil să nu fi fost compatibilitate. Și am să vă citesc că mi-am notat aici. Doamna doctor mi-a spus așa, atenție, rezultatul test KIR AA sau AB poate da avort și la 32 de săptămâni. Deci dacă la KIR, așa se numește testul acela de compatibilitate genetică, dacă la KIR mi-ar fi ieșit AA sau AB, fără un tratament adecvat, puteam să merg lejer până la 32 de, mă rog, o sarcină înaintată în vârstă ca idee și apoi se poate pierde sarcina. Însă la mine a fost KIR BB și cu receptorul mi s-a spus clar să fiu atentă și la receptorul 2DS1 să fie prezent. La mine era prezent. Acestui ultim receptor, acestui receptor îi se atribuie cea mai înaltă funcție de protecție împotriva complicațiilor în sarcină, a avortului spontan sau preeclampsie. Deci atenție, neapărat dacă vă iese chirul bun, adică să nu vă iasă A sau AB, să aveți acest receptor prezent. Dacă, spre exemplu, vă iese chir AA fără acest receptor 2DS1, atunci este grav. Atunci ăsta poate fi motivul pentru care voi pierdeți sarcinile. Și atunci trebuie să ajungeți la un medic specialist foarte bun pe partea de imunologie și să vă dea un tratament adecvat. Sunt tratamente, se dau tratamente, însă trebuie să fii monitorizată foarte, foarte Eu am atent. aflat de doamna dr. Mihaela Andreescu de pe un grup. Am să vă las aici trei grupuri importante pe care chiar trebuie să le urmăriți. Sunt pe Facebook. Unul este pe partea de trombofilie, unul este grupul Asociației SOS Infertilitatea și încă un grup, tot al acestei asociații, Lucky Us, adică norocoasele care au trecut la nivelul de mămici sau viitoare mămici. Dar atenție mare cu aceste grupuri că trebuie să filtrați informațiile, pentru că acolo sunt de tot soiul. Deci trebuie să fiți foarte selective atunci când citiți informațiile pe care le găsiți acolo. Și eu am aflat de această doamnă doctor pe acel grup. De la femei care au avut mai multe avorturi recurente, au pierdut sarcini și nu știau de ce, mai ales în fază incipientă, până în 10 săptămâni, să zic, sau au avut sarcini biochimice, sau au avut sarcini fără sarcini molare, sarcini fără embrion. Și așa am ajuns acum în acest stadiu de am intrat în trimestrul 3. Deci, cu ajutorul
doamnei doctor. În cazul în care aveți trombofilie, trebuie neapărat urmărită analiza didimerilor. Dacă aceștia cresc, oricum aceștia cresc în sarcină ca idee, dar dacă aceștia cresc mai mult decât ar trebui, atunci trebuie mărită doza de clexan. Acesta este clexan, așa arată. Și sunt niște injecții care se fac în burtică. Se dau întotdeauna la procedurile de fertilizare in vitro. Cam toată lumea le face până la 12 săptămâni. Mie, doctorița Andreescu mi-a zis la 16 săptămâni să renunț la ele, dar doctorul care mi-urmărește sarcina a vrut să fie precaut și mi-a zis să nu renunț. Eu nu am trombofilie, am niște mutații care nu dau risc de avort, niște mutații genetice pe care le are, să zic, mai toată lumea, dar că nu dau riscuri de avort spontan, însă doctorul care mi-urmărește mie sarcina acum a insistat să continui cu ele și le fac în continuare în o burtică. Nu este deloc ușor, sunt foarte dureroase, dar trecem peste. Cam asta am vrut să acopăr în acest videoclip. Nu m-am încadrat, să știți că acel program sponsorizat de statul român exista în momentul în care eu făceam aceste proceduri, însă nu m-am încadrat din cauza veniturilor mele, pentru că depășeam suma care era necesară, nu știu, trebuia să ai până în 4.000 de lei pe lună sau 4.000 și ceva, nu mai țin minte, iar eu depășeam, nu se punea problema, depășeam cu mult această sumă și oarecum pot să înțeleg că statul îi ajută pe cei care nu au, pe cei care nu au această posibilitate. Deci, doamnă dragă care mi-a lăsat acel comentariu, o să zic că oarecum norocul ar fi fost să mă încadrez și eu la acel venit, pentru că în țările civilizate, la acel program, scuze, pentru că în țările civilizate aceste proceduri, indiferent de veniturile pe care le ai, îți sunt decontate de stat între 3 și 6 proceduri. Dar la noi în România se pare că nu este așa. Eu chiar dacă depășeam acele venituri, să știți că au fost niște sacrificii foarte mari pe care noi le-am făcut ca să putem să acoperim aceste cheltuieli fără să fie necesar să ne împrumutăm. Din câte mai țin eu minte, exista și limită de vârstă. Mă rog, eu la momentul respectiv, să zic că m-aș fi încadrat, exista o limită de vârstă de 40 de ani. Acea limită am înțeles că vor să o mărească acum la 45. Și mai era o limită la AMH, rezerva ovariană, era o limită de 1. Eu mă încadram pentru că aveam chiar 1 și puțin și oricum pentru vârsta mea era ok, eram în barem, deci m-aș fi încadrat. Dar cine avea sub 1 rezerva ovariană, din păcate nu se încadra. Din câte am înțeles, ar vrea să scoată și pe acea regulă, acea restricție, să zicem. Și iarăși este foarte bine pentru că, repet, pe aceste grupuri pe care am să vi le las în descriere, am văzut fete cu o rezervă ovariană foarte, foarte mică care au reușit să ducă o sarcină la bun sfârșit cu ajutorul unui medic bun și a unui tratament bun. Cred că reușita unei astfel de proceduri stă foarte mult în tratamentul pe care vi-l dă medicul și în medicul embriolog. Foarte, foarte important este embriologul. Extrem de important. Da, pe cam acestea au fost... Cam acesta a fost clipul pe care eu am vrut să-l fac astăzi pentru voi. Sper că am reușit să acopăr așa cât de cât din întrebările voastre. Și urmează clipul cu perioada de așteptare după embriotransfer, cum a fost la embriotransfer și ce simptome de sarcină am avut. Pentru că să știți că au fost cam aceleași simptome ca într-o sarcină normală. Adică este după embriotransfer, totul decurge ca într-o sarcină normală. Doar că eu eram conștientă că există un embrionaș acolo în mine, pe când dacă rămâi în mod natural, până nu ți întârzie menstruația, nu știi acest lucru și probabil că unele simptome le neglijezi sau nu le dai atenție. Deci eu oarecum eram mai conștientă și aș vrea să vă vorbesc în acel videoclip și despre cele două sarcini în care am avut COVID. Într-una am pierdut sarcina, într-una acum sunt bine. Dar am avut COVID în sarcini, ca idee. Și am să vorbesc atunci pentru că a fost destul de nasol. Cu tot cu vaccin, cu booster și așa mai departe. Mulțumesc din suflet și ne revedem la clipul următor. Vă pup și multă sănătate!